Astăzi au debutat zilele școlii Spiru Haret, manifestările prilejuite de cei 140 de ani de la înființarea unității de învățământ stau anul acesta sub semnul educației pentru schimbare, de altfel tema pe care o vor dezbate în diferite ocazii invitații din județ și nu numai. Cum este firesc, în program sunt incluse și activități pentru elevi. Distinsă cu diploma de merit de către Ministerul Educației și premiată în repetate rânduri în cadrul Galei Învățământului Băcăuan și a proiectelor europene, școala Spiru Haret aniversează 140 de ani de existență. Anul acesta, manifestările sunt axate pe o temă de actualitate, schimbarea. Aceste zile ale școlii au devenit deja tradiție pentru școala Spiru Haret Bacău. Anul acesta este o ediție mai specială, am putea spune, deoarece se desfășoară sub titlul Educație pentru Schimbare. Știm cu toții că schimbarea, în ghilimele, este reprezentativă pentru societatea noastră și noi încercăm să pregătim generațiile viitoare pentru această schimbare. Zilele școlii s-au deschis cu Simpozionul Național Educație pentru Schimbare, al cărui invitat special a fost conferențiarul Alois Gherguț de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Am ținut să onorez această invitație primită din partea școlii cu ocazia aniversării 140 de ani de existență. În cadrul acestei întâlniri voi puncta câteva aspecte legate de schimbarea în educație, schimbarea ca o necesitate sau ca o provocare în acest moment, când se știe foarte bine că există o discuție amplă cu privire la noua lege, la noile schimbări care ne așteaptă, fostele schimbări care ne-au provocat de atâtea ori în decursul celor 10 ani de reformă, cel puțin, pe care le-am parcurs până acum. Programul a inclus și vernisarea a două expoziții realizate de copii, Cercul cromatic și Gânduri de copil. La eveniment au participat și părinții care au trăit alături de cadrele didactice bucuria acestui moment aniversar. Colectivul de cadre didactice este un colectiv foarte serios, bine așezat și care a știut să-și apropie din punct de vedere psihologic și pedagogic copiii, deci nu numai latura profesională, ci și latura umană. Elevii vor fi implicați pe parcursul celor 6 zile de sărbătoare în diverse activități alături de profesorii lor, dar și de colegi de la alte școli și licee din județ. Anul acesta ne-am gândit că avem o foarte mare misiune pentru elevii noștri și o obligație și o responsabilitate față de comunitatea de părinți, și anume de a forma la elevii noștri competențe, competențe care se ajute în această societate în schimbare. De la înființare și până în prezent, școala Spiru Haret s-a distins prin oferta educațională bogată și un proces instructiv educativ la nivelul cerințelor învățământului modern. Numai în acest an, elevii școlii Spiru Haret au obținut peste 200 de premii și diplome la olimpiadele școlare.